După ce Clujul a condus această serie cu 2-0, iată, Oradea a restabilit egalitatea la general. Ultima dată când o echipă a revenit de la 0-2 și s-a calificat în turul următor a fost chiar cu Mobitel Cocluj în sezonul 2013-2014. A fost o serie în sfertul de finală între Sibiu și Cluj. Sibiul câștiga primele două meciuri de acasă în sala Transilvania, 77-75, respectiv 80-76. Seria s-a mutat aici în sala Horia Demian. Clujul a câștigat primul meci, 77-71, pe cel de-al doilea. De la Cluj a fost 90-89. Un adevărat thriller atunci între clujeni și sibieni, iar decisivul a avut loc la Sibiu, în sala Transilvania. 74-72 pentru clujeni, 14-14 pe sferturi, 14-26, 23-14, respectiv 21-20 pentru trupa care îl avea pe Silvășan în rol de capitan al Clujului. Hargrove, Kuburović, Medveđ, Lalović și Sparks, plus Ciuici și Baciu, marcatorii Clujului în acea partidă. Iată-l pe Cuti, aruncare scurtă a lui Cuti, recuperat mingea de către Orădeni, după ce Roli Teorec n-a putut să o prindă. Barnett, Nicoara vine să-i facă blocaj, Barnett, aruncă Barnett și înscrie din fața lui Teorec, bun screen-ul făcut de Titus Nicoara. Pregătit să intre Moldoveanu. Să vedem, probabil pe Roli Teorec îl va înlocui Vlad Moldoveanu. Teorec, Adamović scoate la Cuti în 0 grade, Baro lăsat singur cu Țibârnă. Baro, cârlic scurt al lui Baro, minge recuperată de Barnett, la un pas de intercepție a fost și Teorec. Oradea conduce pentru prima dată în această partidă. Nicoară, Franklin, Barnett și Cuti, iată ce apărare agresivă propune Silvășan. Barnett vine la bocaș, Țibârnă cere Nicoară. O secundă, Nicoară aruncă, mingea lovește inelul, e recuperată de Teorec. Și Clujul pe tranziție, Cuti se duce în 0 grade. E minge ce se oprește în trepanou și inel, va fi 1-1, posesie pentru Orădeni. Pe posesie alternativă. A încercat să continue faza Uzi Baro. Franklin în duel cu Adamović. Pașalić. Pașalić de 3 puncte. Pașalić! Pierdut o fracțiune de secundă de Nandor Cuti și Pașalić înscrie. Pregătit să intre Pustosvonov, cred că în locul aceluiași Cuti. Cuti așteaptă pe Kindle Dykes. Vine la blocaj Baro. Mismeaș cu Țibârnă. Aruncă, ratează. Kindle Dykes recuperează Barnett. Cere Țibârnă spațiul de 3 secunde. Nicoară. Țibârnă e acolo, scoate mingea către Cristi Achim. Din nou, am mai văzut această fază și la Oradea. Atunci când Franklin, cred că i-a dat o pasă lui Pașalić. Acum Mandache era în picioare. Iată-l pe Mandache, certat de Achim, care acum îl sfătuiește pe Andrei Mandache să rămână jos. Faultul lui Pașalić la Adamović. Cei doi bosniaci au jucat împreună anul trecut sub culorile Clujului. Introdus Zeno în locul lui Barnett la Orădeni. Extrem de nervos și Milan Mitrović. Secundul lui Cristi Achim, iată-l pe Pașalić, încearcă să-l oprească pe Adamović. Adamović, de unul singur, scoate la Cuti, aruncă Cuti și înscrie Nandor Cuti. Franklin. Zeno pleacă de lângă Pustosvonov.
Martin Zeno pentru Pașalici. Aruncă Pașalici și scrie din nou. Ce jucător a pierdut Clujul pe Mohamed Pașalici. În primele patru meciuri Pașalici s-a făcut remarcat, mai ales în defensivă, acolo unde a avut sarcina să-l marcheze pe Adamovici. Iată acum ultimele șase puncte ale orădenilor înscrise de Pașalici pe pătrundere Adamovici. Goș cu faul la Filip Adamovici. Jucat la serviciu și la Borac Nectar în Bosnia, aici Okea, care a devenit campion. Iată coș suplimentar reușit de Adamovic, and one pentru fundașul bosniac. Venit în România la CSU Ploiești, care a câștigat titlul, transferat apoi la Mureș, cu care a jucat finala. Zeno, de lângă Pustozvonov, Zeno scrie! Adamovici. Celul moldovean se duc în spațiul de 3 secunde, pasă pentru Baro, coș cu faul din nou. Clujul, iată, respiră prin aceste pătrunderi. And one pentru Zibaro. 10 puncte înscrise de Kindle Dykes până în acest moment, 9 reușite de Adamovici și de partea cealaltă 3 jucători cu 6 puncte. Dintre ei Barnet, Denison și Pașalici. Zeno acum pentru Țibârnă, calcă tușa Bogdan Țibârnă. 26-27 scorul în acest moment, posesie pentru Cluj. 6 minute până la pauza mare. Diferență de un singur punct între cele două formații. Orice detaliu va conta în această luptă, orice ratare. Adamovici nu reușește să-l oprească și să vedem decizia. E fault la Pașalici, făcut de Pașalici asupra lui Adamovici. Reușise în prima fază să-l oprească pe Filip Adamovici. Iată aici, scapă mingea Adamovici. Nu poate controla Mohamed Pașalici mingea minge. Și Oradea face 4 greșeli de echipă, Clujul nici măcar una în aceste 4 minute și 18 secunde câte au trecut. Adamovici. Adamovic scoate la Cuti, pătrunde Cuti, slam dunk, Andor Cuti. Clujul are o academie de basket impresionantă, numai puțin de 3 jucători sunt în lot pentru această partidă. Că mai punem și pe Mureșan, ar fi 4. Cuti, Broser și Gheorghe Tudor. Andrei Mureșan, pasă pentru Bogdan Țibârnă. E acolo Nicoară pe recuperare ofensivă și înscrie. Două schimbări la Cluj, Kalinauskas și Kindle Dykes pregătiți să intre pe parchet. Din nou pick and roll și mingea intră după această combinație între Adamovic și Uzi Baro. Au fost colegi la Mureș. Un an au stat despărțiți. Dykes și Adamovic au venit la pachet de la Mureș la Cluj. Iar după un an... de către Kalinauskas și Kindle Dykes. Deocamdată Akim păstrează această formulă. Iată-l pe Franklin. Franklin, pasă interceptată de Cuti și pe tranziție Clujul. Cuti,
el e Dykes, pătrunde Nandor Cuti. Continuă să țină de minge. Oprește puțin ritmul. Cuti joacă acum pe poziția 1. Dykes, 0 lângă el. Dykes aruncă. Aruncare complet ratată a lui Dykes. Și iată-l pe moldoveanu. Pasă pentru Uzi Barocoș. Pentru Cluj, Orădenii cer abatere de 24 de secunde. Mingea n-a atins inelul. Vă schimbare și la Orăden. Pașalic pentru Zeno. Zeno. Faultul lui Nandor Cuti. Să vedem dacă acum se va face în locurile la Orăden, într-adevăr. Mandache și Denison în locul lui Pașalic și Țibârnă. Conduc clujenii cu plus 3 în acest moment. Franklin. Franklin de unul singur scoate la Mandache. Nimeni lângă el. Mandache de atacă tușa și înscrie pe sirenă Andrei Mandache. Baro, 1 la 1 cu Denison. Baro, coșul lui Uzi Baro. Lăsat 1 la 1, Baro. Dal Dykes. Fentă bună a lui Martin Zeno. L-a păcălit pe Dykes, care a sărit pe el, iată-l aici. A doua greșeală și pentru Kindle Dykes. Cu ceva noroc, Martin Zeno înscrie prima liberă. Mai puțin de 3 minute și Oradea poate veni la un singur punct în spatele Clujului. Reușește Zeno să transforme și cea de-a doua liberă. Nicoară înlocuit de Barnet. Adamović îl scoate pe Nandor Cuti. Ambele formații aproape de cinciul ideal. Care ne-au scas. Dykes. Dykes. Pasă dată pentru Cariniauskas. Din nou Dykes. Pătrunde Dykes. Și minge interceptată de Zeno. Pasă prea puternică. E acolo Adamović. Moldoveanu. Coșul lui Vlad Moldoveanu. Scutură plasa. Jucătorul echipei naționale. 37-33. Franklin blocat de Cariniauskas. Și acum Dykes. Dykes. Ținut de Barnett. Vor fi două libere pentru Kindle Dykes. Încearcă să-l irite Sean Barnett pe jucătorul Clujului. E timp de odihnă solicitat de Cristi Achim. 37-33, scorul în acest moment în favoarea gazdelor, cu 2 minute și 7 secunde până la pauza mare. Guys, calm, control the game in offense and speak. Hey, don't allow shot from this shot. You don't care. You don't care, you don't help. You don't help. So you will not allow it. Da? First offense. It's Horn's side with Zeno. With Zeno. It's clear. Horn's side with Z. You take the ball. B.
they play zone, Z, you pass to Will and you go directly to set screen. În meciul de la Oradea, elevii lui Cristi Achim au reușit să anihileze foarte bine șutării. Foarte puține coșuri reușite de ele în afara semicercului pentru Clujeni, însă o altă statistică spune că Vlad Moldoveanu a reușit doar 9 puncte în cele două meciuri cumulat în deplasarea de la Oradea. 5 puncte în primul meci, 0 din 5 din afara semicercului. La fel ca și Kindle Dykes, doar 5 puncte și Dykes în prima partidă de la Oradea. Iar în al doilea meci, Moldoveanu a scris doar 4 puncte. Înscrie și cea de-a doua liberă Kindle Dykes și Clujul se duce la plus 6 pe tabelă. 39-33. Apărare om la om a Clujului. Abatere de paș la Zeno, care încearcă să explice că acest lucru poate să-l facă fără să fie penalizat cu paș dacă ține un picior pe parchet, pe post de pivot. Iată-l aici. Ținea piciorul drept jos. Arbitrii au considerat că a fost o capcană pusă inteligent de Clujeni. Moldoveanu de 3 puncte! Posesie pentru Oradea din nou, mingea sare din inel și lovește ceasul deasupra panoului. Una din trei, la mare distanță pentru Vlad Moldoveanu. Zeno. Pasă pentru Barnett, al lui Denison. Este faultat Sean Barnett de către Vlad Moldoveanu. A treia greșeală pentru Vlad Moldoveanu, înlocuit imediat de către Pustos Vonov. Nu? Și Cărniauscas e înlocuit de Cuti. Pustos Vonov trece în locul lui Vlad Moldoveanu pe parchet la Clujeni. Două libere pentru Sean Barnett. La a doua vizită la linia de libere, 3 din 4 pentru Sean Barnett. 1 minut și 15 secunde până la pauza mare. Adamović față în față cu Franklin. Adamović pătrunde, pasă pentru Kindle Dykes, ofertă de aruncare Dykes și Zeno. Dykes scapă mingea și până la urmă scoate la Pustos Vonov. 3 secunde. Dykes aruncă și ratează mingea recuperată de Mandache. Doate că l-avea în față pe Uzi Baro Mandache, însă iată-l pe Baro, ce bine se poziționează în fața lui Sean Denison. Nervos Mandache pe jucătorul canadian. Adamović, Pustos Vonov, Pustos Vonov, cârligul lui Pustos Vonov, aruncare scurtă în buzăinul Cuti. Din nou Adamović. Atac din nou lung al Clujului. Adamović, pasă pentru Baro! Oprit de Sean Denison, două libere. Lovește și mâna. Cade pe cot Uzi Baro. Înlocuit Kindle Dykes, probabil să-l menajeze pentru cea de-a doua parte a meciului, pentru sferturile 3 și 4. Reintrodus pe parchet Vaida Scarniauskas. Scarniauskas, vicecampion sub 16 ani, în 2009 a participat alături de Lituania la Jocurile Olimpice de la Rio. O clasare pe locul 7 pentru Lituania.
Ozibaro transformă. Pașalici în locul lui Franklin. Franklin n-a mai aruncat după acea ratare din debutul meciului, acea aruncare deschisă, ratată de Will Franklin. Aici un turnover al lui Pașalici. Cuti, coș cu faul, Nandor Cuti, după greșeala lui Pașalici. Nandor Cuti. Jucătorul Cluj 34 cu 14 secunde rămase de disputat din acest sfert al doilea. And one pentru Nandor Cuti. Zeno. Moroveni trebuie să se grăbească să ajungă la panoul clujenilor. Zeno de unul singur. Pasă pentru Pașalici în 0 grade. Pașalici ratează. Nu se mai poate întâmpla nimic. Cuti își încearcă norocul de la mare distanță. Mingea trece pe lângă inel și se termină prima jumătate a acestui meci decisiv între UBT Cluj-Napoca și CSM CSE Oradea. Cu o diferență de 10 puncte în favoarea gazdelor, 44 la 34. Și ce sfert 3 și 4 ne așteaptă aici la Cluj. Luăm o scurtă pauză, aproximativ 13 minute și jumătate. Revenim din sala Horea Demian.